Orice om de pe lumea asta își dorește să fie sănătos, să aibă un păr superb și un ten impecabil. Nu e doar dorința femeilor, și bărbații sunt la fel de preocupați de imaginea lor, plus că nu am auzit vreodată ca vreun domn să-și dorească să aibă fața plină de coșuri. Dar mama natură nu a fost darnică în mod egal. Unora le-a dat din start un ten impecabil, pe alții i-a obligat să se lupte ani întregi cu acnea, în timp ce alții continuă și acum războiul. Deci clar, avem o problemă la nivel mondial. Așadar, trebuie să avem și un studiu al cercetătorilor americani. Concluzia? Tenul ne este distrus de chimicalele din mâncare și băuturi. Întreținerea tenului nu este la fel de simplă pentru toată lumea. Unii oameni au probleme încă din copilărie și știu prea bine că trebuie să evite anumite alimente. Însă nu doar mâncarea poate afecta tenul. Ai avut probleme cu tenul până acum? Am avut când eram mai mică, acum a început să mai treacă deoarece a trecut perioada, dar mai am probleme când schimb aerul, mai ales dacă ajung într-un oraș poluat sau dacă mănânc ciocolată. Deci de la ciocolată am probleme. La mine nu a fost cazul la alimente. Mâncam destul de sănătos, doar mâncare gătită, dar cred că din cauza aerului. Eu, în principiu, am schimbat aerul, zona în care am locuit. În copilărie am avut probleme cu ten, tot timpul am avut un ten gras și am avut ten acneic tot timpul. N-am scăpat de problema asta niciodată și nici până în momentul de față n-am scăpat de ea. Dermatologii susțin că nu doar ciocolata, cafeaua în exces, energizantele sau poluarea sunt de vină pentru problemele de ten. În general, cele mai nocive lucruri sunt coloranții și conservanții alimentari, așa numitele E-uri. Desigur, există și persoane care, deși nu s-au confruntat vreodată cu acnea, știu foarte bine de la ce pot apărea coșurile. Spune și mie câteva alimente, dar și băuturi, care crezi tu, din punctul tău de vedere, că îți afectează tenul? Păi băuturile carbogazate, sucurile și mâncarea fast food, cea cu grăsimi. Da, într-adevăr, alimentele afectează, pot să zic chestia asta, pentru că am avut o perioadă în care mâncam foarte multe dulciuri și afectează. Ce alimente, dar și băuturi, ne pot afecta tenul? Mult alcool. Alcoolul e de vină? Da, din punctul meu de vedere. Deci, pentru a avea un ten curat, trebuie să fim doar atenți ce conțin meniurile zilnice. Trebuie să avem grijă la ceea ce mâncăm și la ceea ce bem ca să fim sănătoși, mai ales că vine sezonul de iarnă, când fructele și legumele proaspete se vor găsi mai greu. În ciuda sfaturilor specialiștilor, mai sunt și oameni care cred că secretul tenului perfect este cu totul altul. În punctul meu de vedere, vrei să rămâi tânăr și frumos, trebuie să ai o viață liniștită și frumoasă.